Gloria, să laude pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu într-o sfințe Lui, lăudați între El împrătăria puterii Lui! Să fie de canie! Evanghelia Gospoda Boga molim. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie, cea de la Matei citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-au poruncit Lor Iisus și când l-au văzut, i s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate că v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.